începuse și colaborarea cu o tipă care, mai am și o prietenă în țară care mai vorbesc, adică sunt pe domeniul de marketing, așa, și o fată care era în domeniul ăsta de marketing, era, nu știu, grafician, designer, ceva, doamna Cristina Urucu, sau Muntean acum, după căsătorie, ea lucra la ProTV și intrase, era de ăsta grafician, adică, da, știi, și da, nu, marketing, nu știu, televiziune, dracu să ia. Și intrase în concediu maternal, știi? Și se tot plictisea și atunci a început proiectul Primul Milion, SRL, că și firma se numește la fel. Și aici cumva s-au întâlnit cei doi. Domnul Dragu, el așa a crescut pe Facebook, punând niște poze luate de pe Instagram, Pinterest, de unde putea și el, fără să dea credite, adică un furt de cum se zice, de munca altora, da? Și le punea Corect, da. la el pe le punea la el pe pagini, pe Facebook și practic crea FOMO-ul ăla. Dom'le, investește, este obligatoriu să investești acum. O să-ți pierzi toți banii, o să ajungi sărac. Știi, adică tot speria lumea. E, și doamna Cristina Urucu, ea făcea din astea. Făcea Da. grafice din astea. E, și s-au întâlnit ei și doamna Cristina ce a zis? Bă, asta este expertul. Și l-a luat pe domnul Dragă expertul de investiții. Adică ea era cu vânzările, marketingul, imaginea. Doamna Urucu era specialistă în marketing și în vânzări și l-a cooptat Da? pe domnul Dragu ca mare specialist în piețe de capital, nu? Da, Domnul Dragu exact, care exact. abia a terminat facultatea. Băi, a terminat-o. Nu, cum să spun? Nu știu, Victor. Da, e o realizare. Nu mulți oameni termină o facultate în timp ce sunt la birou lucrând cu clienți dificili. Dar uite că există printre noi. Și doamna Urucu a pornit o campanie de asta, vă dați seama, ajutată de oameni din ProTV, a lucrat și la Bitdefender, parcă. A început să promoveze masiv pe Instagram, adică ajungeam eu să aud prieteni din România despre așa ceva și să vorbea, tu ai auzit de Primul Milion, era o isterie, mai ales în lumea asta de, nu știu, marketing, televiziune, publicitar, toți vorbeau despre asta și am zis, băi, ce se întâmplă? După aia l-am văzut pe domnul Dragu cooptat și acum am zis, bă, e incredibil. E, și oamenii ăștia, practic, ce vreau, să vândă un curs de, nu știu, aproape 300 de euro pe lună. Deci, nu afiliere, scuză-mă, abonament, da? Abonament ca să te luminezi. Sau nu știu, poate pe an, scuză-mă, pe an. Deci, ai 300 de euro pe an, da? Deci nu știu cât vine, 25, 26, pe acolo. Să le arătăm urmăritorilor acest lucru. Da, poate e bine ca să, pentru că trebuie să vă feriți și de acest proiect. Doamna Urucu, găsiți, deci căutați Cristina Urucu sau Primul Milion, o să găsiți pe YouTube, încă nu s-au dat jos, videoclipurile în care dânsa recunoaște cu nonșalanță că ea nu a ajuns niciodată la Primul Milion. Însă, da, vrea să educe financiar oameni, da? Deci, ce pot să zic? Puteți să găsiți, informația e acolo. Deci, da, eu, o mamă, cum să zic, plictisită, web designer, da? A zis, hai, domnule, să facem educație. Iarăși, fiecare din acești oameni vor să ajute oamenii, da? Vor să, deci ei încep prin a avea o misiune, cum să spun, înduieșătoare, da? Toată lumea, adică
să vină cineva să te ajute. E, și aici, cum să spun, aș zice că a fost rampa de lansare sau mi s-a deschis o întreagă nouă rețea de neuroni domnului Drago. Gândiți-vă, om de marketing, da, de vânzări, cu un om priceput și cu bursa, da, cu investițiile și cu psihologia umană, văzând vise oamenilor, adică ce poate să fie mai bun. Nu? E, și acum, iarăși, întâlnim același grup țintă, Victor. Corporatiștii și oamenii plecați în diaspora, da? Cum au fost, cum sunt și eu, da? Deci corporatiștii, Cătălina și diasporenii sunt carnea de tun a doamnei Urucu și a domnului Dragu. Da, 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 clar. Clar asta a fost. Sincer, nu știu dacă mai colaborează, dacă nu mai colaborează, na, fiecare poate să facă ce vrea, cu doar 25 de euro pe lună sau cât scrie, 24. Da, 24 de euro pe lună, asta dacă nu vreți să vă luați, o singură țeapă o lună și asta e, ca să vă intrați la belele pe an. Și acum ajungem la adevărata explozie care s-a întâmplat în aprilie 2022. Practic revoluția, da? Întâlnirea mentorului cu ucenicul, da? Domnul Alex Marian, care înțeleg că dintr-un biet colaborator al domnului Drago a ajuns partener de business. Acum, într-adevăr, domnul Alex Marian venea în acest business cu niște aturi. El fiind în trecut director relație cu clienții la proiectul Investitorii. Da? Investitorii. Și asta a fost între anii iunie 2021 și martie 2022, da? Proiectul Investitorii, pe care l-ai adresat și tu, Victor, fondat de domnul Răzvan Militaru. Acum, sincer, n-aș mai pierde timpul cu dânsul, deja vrește da. Internetul, nu, știe toată lumea cine este. Ne interesează, Cătălina, doar care a fost rolul lui Alex Marian în proiectul Grow Your Wealth. Da, acum, ca să înțelegeți de ce... Pentru că totuși vorbim de un domn, domnul Dragu, care înțeleg că era interesat să bată piața, să obțină randamente pentru clienți, ca aceștia să se îmbogățească, dar se asociază cu Alex Marian, care a făcut parte din echipa câștigătoare a țeparilor din clanul Militaru. Cei care au văzut deja, în urma investigației lui Paraschiv, au prejudiciat mii de români. Da, și încă o chestie, Victor, aș vrea să adaug. Alex Marian a fost în aceeași echipă în momentul în care acei oameni au fost prejudiciați și ghidați spre a-și dăuna propriilor interese, de fapt, da? Ce pot să spun și cumva iarăși cum lucrurile se leagă, domnul Valentin Dragu era un fan al proiectului We Love Books, inițiat de acest domn Răzvan Militaru. Voilà. Cumva cred că avea o bucurie. Acum nu știu dacă înainte poate se cunoșteau sau au discutat, dar cumva e interesant cum Alex a ajuns, a venit la domnul Dragu să-l ajute în acest proiect. Practic, da, au lucrat la concept, nu? Un concept deja care dăduse roade în investitorii. Da. Și atunci, da, noul șef de business development de la Grow Your Well, domnul Alex Marian, a venit deja cu know-how, da? Pentru că, hai să fim serioși, Valentin Dragu a crescut organic, ceea ce e lăudabil, pe o pagină de Facebook,
furând materiale de pe Instagram sau Pinterest și nu știa el ce era cu alte platforme de a scala, dar a prins gustul ăsta văzând-o pe doamna Urucu și când a venit Alex deja era viziunea mai conturată, da? Și ei au început timid, Victor, cu un Patreon, cu un Telegram, a fost așa micuță mișcarea, nu prea, și da, în timp s-au dus cum sunt acum pe Kajabi, platforma asta de învățare și cu comunitățile sale de Discord, dar să înțelegem puțin cum s-a ajuns aici. Pentru că, de fapt, domnul Dragu, asta cred că și-a dorit, avea vise umede încă de când a început el, din pandemie, că, de fapt, atunci i-au venit clienții lui, nu? Că creșteau acțiunile ca făt frumos până să se spargă bula. El avea youtuberi, avea oameni pe Twitter, se inspira de la ei, le consuma, vedea acolo cum fiecare avea cât un canal de YouTube, care genera lead-uri, abia în spate fiind canale de Discord, fiind, nu știu, tot felul de forumuri în care oamenii ăștia monetizau, adică, practic, ei făceau pump la anumite acțiuni, după care în spate aveau aceste comunități plătitoare, care, de fapt, întrețineau investițiile risk-free, adică i-a luat domnului Dragu aproape 2 ani de zile să-l întâlnească pe Alex Marian și să facă această echipă redutabilă. Da? Alex Marian, care nu a învățat înșelătoria de la maestrul Răzvan Militaru în proiectul Investitorii. Da, nu știu, Victor, ce au învățat, ce nu au învățat, n-am fost lângă ei acolo, dar e clar că fiind colaboratori, au știut, aștept să ce face dreapta și viceversa, nu? Adică, hai să fim serioși. E clar că acolo s-a știut de ce se întâmplă. Și acum gândește-te și tu. Toate poveștile astea cu doamna Urucu... Stai un pic. Deci avem dovada, cum spunea Elena Ceaușescu, că Răzvan Militaru și cu proiectul Investitorii au fost o țeapă. Știm asta. Da. Da, știm de asemenea că domnul Alex Marian a făcut parte din echipa lui Răzvan Militaru în momentul în care se dădeau aceste țepe. Adică Alex Marian nu este o fată virgină. Nu, nici de cum. Nici tu, Cătălina, nici, nu cred că nici. Mai ești la vârsta ta. Da? Da. Ajuns în brațele domnului Dragu și domnul Dragu, practic, vrând să fie acest crai de la răsărit care urmărește binele comunității. Nu! Domnul Alex Marian a fost acolo când se întâmplau toate aceste lucruri. Și atunci întreb, cum se face că oamenii nu sunt circumspecți în legătură cu domnul Dragu și dincolo de lipsa sa de competență și cunoștințe și de asocierea sa cu Alex Marian, care vine din proiectul Investitorii? Cum de nu sunt circumspecți? Păi e simplu, e simplu, Victor. Carne de tun nouă. Oameni care sunt noi. Simplu. Așa se face treaba. Da, oameni noi, oameni la început, oameni cu speranță, oameni care au văzut succese anterioare, sau mă rog, cred că sunt succese. Plus că, na, domnul Dragu și-a păstrat o imagine bună, aș zice eu. Într-adevăr, na, poate lumea tot se uită la altă la o moară stricată, că doar Tesla știe, că nu are și alte arii de competență. Dar, vedeți, domnul Dragu e un personaj complex. Și uite... Iarăși o chestie pe care, nu știu, sincer, m-a dezgustat, Victor, în timpul perioadei mele de colaborare, este că domnul Dragu începuse o chestie total ne la locul său.
El era total împotriva investițiilor în criptomonede. Doar că ce să vezi, Victor? E că, nu știu, era mijloc de vară în 2021 ceva. S-a sucit Victor și a început să ne spună colaboratorilor că poate ar fi bine să investim și în criptomonede. Acum, domnul Răzvan Militaru și Alex Marian, la investitorii în acea perioadă, tocmai de asta se ocupau, de investiții în criptomonede. Nu mai zic, și domnul Viorel Olteanu, la fel. Da? Maestru Olteanu se ocupa cu măgării de-astea? Da, cu criptomonede, cum să nu? Dar bine, e trader, e normal. Și atunci, cumva, cred că au indus în bietul Valentin Dragu un FOMO. Și el a spus că, uite, fac și eu la fel, deci urmați-mă, știi? E ce ziceam eu, că Valentin Dragu conduce prin exemplu propriu, da? Adică dacă el cumpără Tesla la 1000 de euro, atunci o să cumpere și, nu știu, avea câteva și asta e și informație publică, puteți derula pe canalul dânsului de Facebook, de... Na. Oricum, iarăși se leagă puțin, înțelegi? Adică domnul Alex Marian nu este necunoscător de criptomonede. În fine, asta era și o paranteză, iarăși să arăt puțin care este încrengătura pe această falangă a educatorilor financiari.